Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. 6 elevi de la Liceul Teoretic Dan Barbilian, calificați la Olimpiada Națională de Istorie. Dotări de ultimă generație și medici specialiști la Spitalul Municipal Câmpul Lung. Denisa Dragomir s-a impus în cursa din Spania. Mușteleanca a câștigat pentru a treia oară la rând competiția. Un incendiu izbucnit în această după-amiază în comuna Boteni a cuprins acoperișul unei case, cât și grajdul din apropiere. Pompierii sosiți la fața locului s-au luptat mai bine de o oră cu vâlvătaia care amenința și alte locuințe din zonă. În această după-amiază, pompierii mușceleni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Boteni. Proprietara gospodăriei afectate a fost cea care a văzut limbile de foc și a sunat la 112. Salvatorii militari s-au deplasat la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă și un echipaj smurt. Intervenția a fost destul de dificilă, locuința cuprinsă de flăcări se afla pe o uliță foarte îngustă, iar pompierii au întins furtunurile cu apă pe o distanță considerabilă. Ajungi la locul intervenției, am constatat că incendiul se manifesta generalizat la un grajd construit în totalitate din lemn și la acoperișul casei imediat alipite. Nu au fost probleme deosebite, intervenția s-a desfășurat în condiții bune, exceptând faptul că accesul cu autospeciale nu s-a putut face până aproape de locul intervenției, echipajele de pompieri fiind nevoite să întindă linii de furtun pe o distanță de aproximativ 400 de metri. După mai bine de o oră, incendiul a fost stins. Din nefericire, vâlvătaia care a mistuit grajdul a cuprins și acoperișul unei alte case aflată în imediata apropiere. Grajdul a ars în totalitate, pagubele materiale fiind însemnate. Spitalul Municipal Câmpul Lung arată foarte bine, are medici specialiști și aparatură de ultimă generație. Toate acestea reiesc din spusele medicului Mădălin Teodor Iordache, purtător de cuvânt al spitalului, la ultima conferință de presă. După o lună de absență, conducerea Spitalului Municipal Câmpul Lung a hotărât o nouă întâlnire cu mass media locală. Purtătorul de cuvânt, medicul Mădălin Teodor Iordache, a abordat mai multe subiecte legate de activitatea instituției spitalicești și a cadrelor medicale. În deschiderea conferinței a fost prezentat raportul de activitate pe anul 2018. Ca și spitalizare continuă, au fost 12.116 pacienți externați. Asta nu înseamnă că au fost 12.116 pacienți, ci un bolnav poate să fie de 3 ori internat în decursul unui an. Ca și pondere, 56% femei, 43% bărbați. Din mediul urban, 29%, din mediul rural, 72%, 71%. Aici e o discuție, având în vedere că numai primăria Câmpul Lung, de care și ține de Consiliul Local Spitalul, contribuie și ne ajută cu bani și ne-a ajutat mereu. Teoretic, numai un sfert, puțin mai mult de un sfert din pacienți sunt din Câmpul Lung sau din mediul urban. Decese au fost 210, adică 1,73% din cei internați. Transferați către alte spitale 169, adică 1,1%. Pacienți din alte județe 400, adică 3%. Nou născuți 721, dintre care 552 din mediul rural. Anul trecut și la începutul acestui an, virusul gripal a fost unul destul de agresiv. Ministerul Sănătății a fost nevoit să declare epidemie de gripă. La Spitalul Municipal Câmpul Lung, situația îmbolnăvirilor cu acest virus a fost sub control, neexistând niciun decedat. Epidemia de gripă a fost declarată la sfârșitul lunii ianuarie, după cum bine știți. Acum mai sunt cazuri izolate. În cele două luni de vârf epidemic, ianuarie și februarie, au fost internați în secția de boli infecțioase un număr de 205 bolnavi, 130 cu afecțiuni respiratorii, 20 de cazuri de gripă confirmate. În secția de pediatrie au fost internați 90 de copii cu infecții de tract respirator. Suspiciunile de gripă care au necesitat internare au fost transferate către Spitalul Județean, Spitalul de Pediatrie din Pitești, spitalul nostru neavând secție de boli infecțioase pentru copii, numai pentru adulți.
Nu au fost gazuri grave dintre cei care au fost la noi, evident, și nu s-au raportat decese din cauza gripei. La ora actuală, numărul total de angajați este de 541, un număr insuficient pentru unitatea spitalicească din municipiu. Numărul total de angajați, 541. Pe statul de plată al Spitalului Municipal se află 70 de medici, dar, adică 13%, da? Din 541, mie așa mi-a ieșit. Dintre aceștia, 5 sunt medici rezidenți, deci nu se află aici, 24 sunt medici specialiști și 41, adică marea majoritate, sunt medici primari. Pentru un muritor de rând, cum suntem noi, că s-au mai văzut și alte cazuri, nu poți să promovezi ca și grad profesional fără a avea o experiență de cel puțin 5 ani în profesia ta. Pentru alții se poate, pentru noi nu. Vreau să spun că cei care sunt medici specialiști, ori sunt mai tineri, ori nu au vrut sau nu și-au dat următorul grad profesional. Din cei 70 de medici, 23 au funcții de conducere și coordonare. Deci suntem puțini, dar șefi. Adică 33% dintre noi au funcții de șef de secție sau medic coordonator de compartiment. Bun. Și acum structura medicilor pe grupe de vârstă și grad profesional, și aici vorbim de vârsta pe care o împlinesc în anul 2019. Deci unii au împlinit vârsta respectivă până acum, majoritatea o să împlinească. Da? Între 25 și 34 de ani sunt 12 medici, 5 rezidenți, 7 specialiști. Între 35 și 44 de ani sunt 16 medici, dintre care 10 specialiști și 6 medici primari. Cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani sunt 15 medici, 3 specialiști, 12 medici primari. Între 55 și 54 de ani avem 18 medici, un medic specialist și 17 medici primari. Între 65 și 67 de ani avem 7 medici, dintre care 3 sunt medici specialiști și 4 medici primari. Și avem și medici care au împlinit sau urmează să împlinească mai mult de 67 de ani, adică de la 68 de ani în sus, 2 ambii medici primari. Următoarea întâlnire a jurnaliștilor mușceleni într-o conferință de presă la Spitalul Municipal Câmpul Lung va fi în luna iunie. În cadrul biroului prefectural Argeș, Sorina Honțaru, șefa DSP Argeș, a făcut public raportul activității desfășurate în anul 2018. Din raport reiese că argeșenii nu apelează la medicii de familie și că iau cu asalt spitalele. Numărul nașterilor a crescut considerabil, iar în județ mai sunt încă școli care au toaleta în fundul curții. Prezentă la ședința biroului prefectural, șefa Direcției de Sănătate Publică, Sorina Honțaru, a făcut public raportul privind activitatea desfășurată de instituția pe care o conduce în anul 2018. Din raport reiese că argeșenii nu sunt obișnuiți să meargă la medicii de familie pentru consult, ci iau cu asalt spitalele. Față de acum 2 ani, la nivel demografic, Argeșul stă mult mai bine. Numărul nașterilor a crescut considerabil în cursul anului trecut. Natalitatea în județul Argeș în cursul anului 2018, putem să spunem că stăm cu natalitatea mai bine decât în anii anteriori, avem 4.449 de nou născuți. Avem un spor natural negativ, minus 5,1, mai bun față de anul trecut, acum 2 ani, când aveam minus 6. Mortalitatea generală la fel, infantilă 16 decese 0-1 an. Un lucru bun, tuberculoza în ultimii 10 ani este în scădere. Incidența tuberculozei a marcat o scădere în 2018, comparativ cu anii 2017-16 și tot așa, nu avem decât 312 cazuri noi de TBC în județul Argeș. În schimb, cancerul și diabetul este în creștere. Cu toată insistența președintelui Consiliului Județean Argeș ca școlile să fie dotate cu toalete în interiorul clădirii, la sfârșitul anului trecut încă mai erau școli care aveau grupurile sanitare în afara clădirii. La ședința biroului prefectural Argeș au fost mai mulți directori de deconcentrate, printre care și directorul Direcției Sanitar Veterinare. Acesta a înștiințat pe cei prezenți că de județul Argeș se apropie un nou val de gripă porcină. Astăzi, la sediul Inspectoratului Județean al Jandarmeriei Argeș a avut loc Ziua Porților Deschise. Activitatea este organizată în fiecare an cu ocazia sărbătoririi Zilei Jandarmeriei Române. Peste 100 de copii, însoțiți de părinți și profesori, au urmărit câteva exerciții demonstrative ale jandarmilor și câinilor de serviciu, o coborâre în rapel și salvarea unei persoane pe targă de la mare înălțime.
La sediul jandarmeriei Argeș a fost ziua porților deschise. Peste 100 de copii, părinți și profesori au urmărit îndeaproape exerciții demonstrative ale jandarmilor și câinilor de serviciu, exerciții de coborâre în rapel și salvarea unor persoane pe targă de la mare înălțime, executată de jandarmii montani. Tot în cadrul acestei activități, participanții au putut să afle mai multe informații despre jandarmeria română, de la înființare și până în prezent. Nu în ultimul rând, toți cei prezenți au putut vedea armamentul și materialele din dotarea jandarmilor, dar și autospecialele pe care aceștia le folosesc în misiunile zilnice. Mâine, de la ora 11, va avea loc Cupa Presei la tir, eveniment care se va desfășura în poligonul poliției din comuna Budeasa. Liceul teoretic Dan Barbilian se poate mândri cu cei 9 elevi care au obținut rezultate foarte bune la faza pe județ a olimpiadelor școlare. 6 dintre aceștia au obținut un punctaj care i-a calificat la faza națională la istorie. Instituția de învățământ este singura din județ care obține o astfel de performanță. Rezultate bune pentru elevii liceului teoretic Dan Barbilian la olimpiadele școlare. 9 participanți au reușit să obțină un punctaj bun și foarte bun. 6 dintre ei au reușit să se califice la faza națională la istorie. Este cel mai bun rezultat pe care îl înregistrează instituția de învățământ din Câmpul Lung și prima la nivel județean care reușește să califice la faza națională 6 elevi. La logică au participat 2 elevi reușind să obțină mențiune, la limba germană și limba engleză 2 eleve au obținut locul 2, iar la franceză un loc 3. Mă numesc Ana Maria Țolea, sunt în clasa 10C, profil filologie, la Liceul Teoretic Dan Barbilian. În acest an școlar am obținut locul 1 la Olimpiada de Istorie, etapa județeană. De asemenea, am obținut mențiune la Olimpiada Județeană de Logică și am mai obținut locul al doilea la Olimpiada de Limba Germană. Mă numesc Iacob Diana Gabriela, sunt în clasa 10C, la Liceul Teoretic Dan Barbilian, profilul filologie. În acest an școlar am obținut premii deosebite, m-am calificat la Olimpiada Națională de Istorie și am obținut mențiune la Olimpiada Județeană de Logică. Mă numesc Urlețel Maria Alexandra, sunt elev în clasa 10-a C, profil filologie, la Liceul Teoretic Dan Barbilian și am obținut premiul al doilea la Olimpiada de Istorie, calificându-mă la etapa națională. Mă numesc Iosif Andra Maria, sunt în clasa 11-a de la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Am participat la Olimpiada de Istorie, faza județeană, unde am obținut locul al 4-lea pe județ, cu nota 9.50, respectiv mențiune. Sunt foarte mândră de acest rezultat, întrucât m-am și calificat la etapa națională. Mă numesc Octeodora Elena și sunt elev în clasa 11-C, la Liceul Teoretic Dan Barbilian. Am obținut premiul al 3-lea la Olimpiada de Istorie și m-am calificat la faza națională și premiul al 2-lea la Olimpiada de Limba Engleză. Mă numesc Lipan Beatrice, sunt elevă în clasa 9 al Liceului Teoretic Dan Barbilian, profil filologie și anul acesta am participat la Olimpiada de Limba Franceză și am obținut locul 3. Mă numesc Matei Andra Ioana, sunt elev în clasa 9 la Liceul Teoretic Dan Barbilian, profil filologie. În acest an școlar am obținut mențiune la etapa județeană, la istorie. Mă numesc Șerbiana Maria și sunt elevă a Liceului Teoretic Dan Barbilian în clasa 11-C, profil filologie. Anul acesta am participat la etapa județeană a Olimpiadei de Istorie, unde am obținut 89 de puncte și mențiune. Și la limba română s-a reușit calificarea unui elev la faza națională. Mă numesc Stanciu Bianca Maria și sunt elevă în clasa 11 la Liceul Teoretic Dan Barbilian, profil filologie. M-am calificat la etapa națională a Olimpiadei de Istorie, în urma rezultatului de 98 de puncte pe județ, clasându-mă pe locul al doilea. Sunt extrem de mândră de acest rezultat, care consider că se datorează atât muncii mele, cât și implicării domnului director și profesor de istorie Zaharia Nicolae, care asigură întotdeauna mediu propice învățării noastre. Vreau să menționez faptul că m-am calificat și la etapa națională a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață. În ultimii ani, prin participarea numeroasă a elevilor la olimpiadele școlare, atât la fazele județene cât și la faza națională, Liceul Teoretic Dan Barbilian devine o instituție de învățământ tot mai bine cotată în județul Argeș, întrecând alte licee și colegii de renume.
Pregătirea pentru olimpiade, pentru concursuri, înseamnă o muncă asiduă atât din partea profesorilor cât și din partea elevilor. Și în acest an, Liceul Teoretic Dan Barbilian a avut rezultate foarte bune la competițiile județene, la disciplinele istorie, limba română, logică, franceză, engleză. Iar cele mai bune rezultate sunt reflectate de calificarea elevilor la etapa națională, etapa finală a competițiilor respective. În calitate de profesor de istorie am o mare bucurie pentru că din elevii participanți la etapa județeană, 6 s-au calificat la etapa națională de istorie, așadar avem un lot foarte puternic la disciplina istorie. Pe lângă acești 6 elevi, mai avem calificați la etapa națională de logică un elev și un elev la etapa națională a Olimpiadei OLAV, în cadrul disciplinei limba și literatura română. Aceste rezultate, repet, apar în urma unei munci extrem, extrem de serioase. Nu se poate face performanță fără disciplină, fără un anumit program pe care elevii îl au, fără ore suplimentare, fără teme acasă, chiar dacă ei sunt elevi de liceu. Și unul dintre principiile după care eu mă ghidez și care cred că stă la baza succesului este unul elaborat de un reprezentant al istoriei Angliei, un reprezentant de seamă, și anume Oliver Cromwell, care spunea că sunt 3 reguli de bază pentru succes. 1. Disciplină. 2. Disciplină. 3. Disciplină. Dacă anul trecut, la faza națională a Olimpiadei de Istorie, reprezentanta liceului a obținut locul 4, anul acesta speranțele sunt mult mai mari și nu ar fi exclus ca în panoplia trofeelor să existe și un loc 1 la Olimpiada Națională. Denisa Dragomir a fost MVP-ul feminin din cadrul concursului Carrera Alto Sil Sportiva, originară din Berevoiești, a devenit experta competiției din Spania, câștigând-o pentru a 3-a oară. Traseul a avut 32 de kilometri cu 1900 de metri diferență de nivel. Denisa Dragomir s-a impus în cadrul cursei de 32 de kilometri de la Carrera Alto Sil, întrecere la care au luat startul cei mai buni atleți din Europa. Alergătoarea originară din Berevoiești a ajuns prima la linia de sosire. Este pentru a 3-a oară consecutiv când sportiva de 26 de ani se impune în cursa din Spania, ajungând la finish după 3 ore și 15 minute. Denisa Dragomir este momentul de față cea mai bună alergătoare montană din România. Mușceleanca a început atletismul la Câmpul Lung sub îndrumarea regretatului antrenor Eliodor Pescaru, după care s-a transferat la Pitești, la CSM. Marți, la sediul Asociației Județene de Fotbal Argeș, a avut loc tragerea la sorți a jocurilor din cadrul sferturilor de finală ale Cupei României la fotbal, ediția 2019-2020. Capul de afiș al acestei faze este ținut de confruntarea dintre CS Rucăr și Victoria Buzoiești, partidă ce va avea loc în data de 4 aprilie. Cupa României la fotbal, faza pe județ, a ajuns la faza sferturilor de finală. Ieri, la sediul Asociației Județene de Fotbal Argeș, s-au tras la sorți cele 4 jocuri care se vor disputa în 3 și 4 aprilie, începând cu ora 17. Singurele echipe din Mușel care reprezintă fotbalul la nivel de seniori în Argeș, Gloria Berevoiești și CS Rucăr, au avut ghinion la tragerea la sorți. Astfel, gruparea de Liga 4-a, Gloria Berevoiești, se va deplasa la Bradu, acolo unde va întâlni formația Real din localitate, una dintre cele mai puternice echipe ale acestui eșalon fotbalistic și cu aspirații la promovare în Liga 3-a. Cealaltă echipă din Mușel, CS Rucăr, liderul autoritar din Liga 5-a, Seria Nord, va primi vizita formației de Liga 4-a, Victoria Buzoiești, într-un joc considerat capul de afiș al acestei faze competiționale. Celelalte două partide sunt Voința Budeasa, ASE Colibaș și Rapid Pitești, Delere Pitești. Voința Vișina a înregistrat cea mai severă înfrângere de la înființare și până în prezent. Roșalbaștri au fost îngenunchiați de liderul Gloria Cornești în intermediara de marți, suferind cel mai drastic insucces, 0-11.
Marți au avut loc jocurile din cadrul etapei a 20-a din campionatul județean de fotbal Liga a 4-a. Gruparea roșalbastră Voința Vișina a suferit o înfrângere pe care cu greu o va uita, 11-0 în deplasarea de la Cornești, în fața liderului Gloria din localitate. Gazdele au oferit un adevărat regal fotbalistic, reușind până la pauză să înscrie de numai puțin de 7 ori în poarta nefericitului golkeeper vișinean, pentru ca în actul secund să mai puncteze de 4 ori. Voința Vișina a înregistrat un record negativ, înregistrând cea mai severă înfrângere de la înființare și până în prezent. De departe, scorul înregistrat în partida Gloria Cornești Voința Vișina 11-0 este cel mai mare înregistrat în această ediție de campionat. Gazdele reușind să stabilească atât scorul etapei, cât și al campionatului. Rezultatele complete înregistrate în intermediara de marți în campionatul Ligii a 4-a Dâmbovița, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. Derbiul de la Jugureni dintre Spicul din localitate și Petrolul Răscăieți din campionatul Ligii a 5-a Seria Vest s-a încheiat nedecis 1-1, la fel ca și în partida Tur, doar că în toamnă a fost remiza albă. Petrolul Răscăieți are un început de retur foarte bun, reușind să cucerească 4 puncte din 6 posibile. Gruparea dâmbovițeană de Liga a 5-a Spicul Jugureni rămâne fără victorie în acest an. După înfrângerea din etapa de debut a returului 3-5 suferită la Odaia Turcului în fața formației Dinamo din localitate, jugurenii s-au împiedicat și în partida de acasă cu Petrolul Răscăieți, terminând nedecis 1-1. De partea cealaltă, petroliștii au un început de retur foarte bun, reușind să obțină 4 puncte din 6 posibile. Astfel, după victoria la scor obținută în prima rundă a returului 5-0 în fața Olimpiei din Morteni, chiar pe terenul acesteia din urmă, Petrolul Răscăieți a plecat de la Jugureni cu un punct. În urma rezultatului înregistrat, echipa din Răscăieți a urcat până pe poziția 9 în clasamentul Seriei Vest cu 27 de puncte, iar Spicul Jugureni a coborât până pe poziția 8 cu 30 de puncte. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a 19-a din Liga a 5-a Seria Vest Dâmbovița, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele. Mâine vom avea parte de o zi frumoasă de primăvară. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra până la 15 grade în județul Argeș. În partea de nord a județului, termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 9 și 13 grade la Dărmănești. La Mușătești, la Domnești și la Vlădești vor fi până la 12 grade Celsius, la Corbi 10 grade, iar la Câmpul Lung 9 grade Celsius. În sudul județului însă, termometrele vor înregistra temperaturi de până la 14-15 grade Celsius. Și la Pitești va fi cald și frumos, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor indica până la 14 grade Celsius. Și în Dâmbovița, vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra temperaturi ce vor varia între 9 și 15 grade Celsius. În partea de nord, termometrele nu vor indica mai mult de 12 grade. În sud vor fi 15 grade la Vișina și la Corbi Mari, la Titu și la Găiești vor fi până la 14 grade Celsius, iar la Târgoviște 13 grade. Și la noapte cerul va fi mai mult senin, însă va fi foarte frig. Termometrele vor înregistra temperaturi negative, ce vor coborî până la minus 6 grade Celsius. Mâine însă va fi ceva mai cald. Cerul va fi mai mult senin, iar termometrele vor înregistra 9 grade Celsius.
La fel și vineri, vremea va fi frumoasă, cerul va fi mai mult senin și vor fi până la 9 grade. Sâmbătă vor fi mai multe grade în termometre, până la 14, însă cerul va fi acoperit de nori. Acestea sunt deocamdată informațiile. Ne revedem mâine seară. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Programul continuă cu o nouă ediție a emisiunii Univers Cultural. Vă doresc vizionare plăcută!